Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În Culise. Invitatul nostru din această seară este unul dintre cei mai apreciați antreprenori de la nivelul local și unul dintre oamenii care de 10 ani fac legea în zona de IT. Bună seara, Adelian Colama! Bună seara, Dora! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. E mult spus că facem legea. Într-adevăr, avem ceva în domeniul despre care putem să vorbim. Avem multe povești frumoase, mulți parteneri și oameni valoroși cu care am lucrat și lucrăm. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Motivul pentru care mi-am permis să fac această afirmație vine tocmai din faptul că am făcut o cercetare ceva mai amănunțită și știu că această companie pe care tu o manageriezi a fost trendsetter în multe planuri. Că e vorba de marketing, că e vorba de naming, că e vorba de strategie. Știu că ați crescut organic și foarte frumos în momentul de față, trecând chiar granițele Iașului, mergând la București și având niște contracte naționale destul de importante. E adevărat, ne-a plăcut întotdeauna să fim pionieri, probabil că și astăzi suntem pionieri, de exemplu astăzi credem foarte mult și investim în tehnologiile noi, respectiv în inteligența artificială, learning machine, tehnologii de tip blockchain și da, cred că totdeauna ne-a plăcut să fim trendsetteri. Pe domeniul web și marketing, sigur au fost alții în permanență, poate mai sus decât noi. În schimb, într-adevăr, ne-am poziționat în ultimii 5 ani de zile pe zona de web development undeva pe locul întâi, cel puțin în Google, dacă nu și în piață. Ce ai vrea să știi mai mult pe tema asta? Pentru că nu toți telespectatorii noștri sunt familiarizați cu ceea ce înseamnă piața de marketing, advertising și vânzări. Mi-ar plăcea să-mi spui cum arată panarmând cumva situația. Ok. Astăzi, cred că toată lumea se raportează, sau toată lumea, am zis toată lumea, lumea se raportează, sau piața se raportează la domeniul web ca fiind o cunoscută. Și probabil că tehnologiile și platformele aferente momentului de față le permit să facă lucrul acesta. Este foarte ușor să fii autodidact și să înveți, chiar sunt materiale pe care noi le promovăm, inclusiv le-am publicat sau în momentul în care sunt speaker la evenimente, încerc să arăt antreprenorilor faptul că sunt lucruri pe care pot să le facă ei singuri, do it yourself, și sunt lucruri pe care ar fi bine într-adevăr să aibă un specialist în companie sau să lucreze cu o companie specializată. La momentul de față, ca să răspund de fapt întrebării tale, zona asta de web development este o zonă cu foarte mare potențial, în care este ușor ca antreprenor să înveți, să formezi niște oameni și să ieși cel puțin la nivel de startup. În schimb, noile tehnologii vin mult mai repede decât în ceilalți ani și partea ce ține de inteligență artificială, asistenți virtuali, chatbots, software care automatizează procesele și înlocuiesc inclusiv personal, așa numitul RPA, Robotic Processing Automation, sunt niște componente care trebuie luate în calcul încă de pe acum, pentru că, cel puțin până la nivelul lui 2020, gradul de digitalizare la nivel mondial va fi de 300% ca și creștere. Nu o zic eu, o zic experții din domeniu, o zic statisticile. Și pentru că vorbim de statistici, iar statisticile de regulă se îndreaptă către viitor, eu aș vrea să facem un pas înapoi în trecut, să forăm puțin în zona aceea și să-mi spui cum era Adelian Coram acum 10 ani când a pornit business-ul. Care a fost motivația, care a fost drive-ul tău? Acum 10 ani Adelian Coram avea deja experiența unor ani anteriori în același domeniu. Avea cel puțin 5 ani în spate de lucru pe alte proiecte, chiar și într-o altă companie, că tot o companie antreprenorială pe care eu am înființat-o. Povestea începe ceva mai de urmă, undeva de prin 2004, când împreună cu niște colegi din facultate am început o primă companie. În ce domeniu? Tot în domeniul IT. Făceam site-uri web atunci. Ofertam piața cu niște hârtii A4, alb-negru. Perioada respectivă a avut rolul ei, după care am extins, să zicem,
bucata respectivă, undeva am ieșit în Piața Ieșeană, sub un alt brand, am învățat, am greșit, pe principiul trial and error. Mi-a prins foarte bine, am cunoscut oameni foarte, foarte interesanți, de la care am învățat în perioada respectivă, eu fiind foarte tânăr pe atunci și neavând educație în business. Chiar am să-ți povestesc un pic mai târziu cât de important e, dacă formatul ne va permite, cât de importantă e educația în business pentru un antreprenor. Pentru că, inclusiv în ceea ce văd în jurul nostru și cu foarte multe proiecte care au ajuns în acești 10 ani la noi și ajung și astăzi, dacă antreprenorul respectiv nu are și educație de business, nu este suficient să aibă capital, este foarte posibil ca proiectul să nu reușească. Consideri că până la urmă este mai important să ai capacitatea să-ți angajezi oamenii și tu să ai skill-ul ăsta de leadership, de management, decât să fii tu un foarte bun specialist? Cred că sunt niște etape. Probabil că, sau mă rog, în general, în România, lumea pleacă întâi ca antreprenor la drum, fără educație managerială, și chiar poate fără să-și dezvolte capacitatea de leadership sau fără să aibă knowledge în zona asta, ce înseamnă leadership. Și ulterior, businessul respectiv crescând, încep să simtă nevoia aceasta și încep să investească în ei și în echipa cu care lucrează. Pe de altă parte, există un alt model care presupune să faci școală întâi, respectiv școală managerială, școală de business, după care eventual să lucrezi 3-5 ani de zile în domeniul care te interesează și să devii un profesionist, să înveți de la cei mai buni și de-abia după care să faci un business. Dacă e să mă întreb pe mine, astăzi aș prefera probabil modelul al doilea, în care într-adevăr te educi foarte bine, aduni foarte mult knowledge și când pleci cu un start mult mai rapid. Pentru că știu că telespectatorii noștri mai tineri vor dori să știe lucrurile acestea. Există în momentul de față pe piața românească niște facultăți care să livreze informație coerentă și să creeze și competențe, sau ar fi bine să se îndrepte către cursuri punctate, targetate pe anumite domenii, înmagazinând din mai multe surse, în decurs de un an, doi, informațiile de care ar avea nevoie ca să se miște ulterior lejer în piață și să poată să acumuleze capital atât de încredere cât și financiar? Universitățile noastre au într-adevăr cursuri și chiar profesori extrem de valoroși care pot pregăti și trebuie să pregătească bazele solide pentru a putea asimila mai mult knowledge. Din punctul meu de vedere ar trebui să încep cu facultate, cu universitate de profil, să-ți dedici într-adevăr cu foarte mare seriozitate timpul în perioada respectivă. În schimb, la momentul de față sunt într-adevăr cursuri în piață, care chiar cursuri foarte adaptate mediului antreprenorial românesc. Gândiți-vă că mediul antreprenorial românesc este relativ tânăr comparativ cu cel anglosaxon sau na. Gândiți-vă că practic la noi mediul antreprenorial românesc înseamnă de la 90-91 coace, deci nu avem un istoric foarte mare, iar piața noastră ca atare este o piață tânără, fragedă, în care am trecut printr-o perioadă de tranziție așa cum o știm cu toții și cred că de-abia acum mediul antreprenorial începe să se așeze. Răspunsul este că da, în piața noastră, românească, există cursuri, există oameni dedicați și implicați în etapa asta de creștere antreprenorială. Eu i-am întâlnit la evenimente, la rândul meu am fost la cursurile respective și le recomand cu toată inima. Știu că ești un împătimit al trainingurilor și că îți dedici o bună parte a timpului care îți mai rămâne după ce pleci de la firmă. Ai putea să-mi sugerezi mie și telespectatorilor niște persoane pe care poate ar fi bine să le urmărim în zona aceasta, nu firme, dar niște oameni care să poată să fie, știu eu, un coach foarte bun, un trainer foarte bun pe o scurtă perioadă de timp? Primul nume, dacă vorbim de antreprenoriat, de startup, de
că probabil multă lume la asta se raportează inițial într-o zonă de startup și antreprenoriat. Primul nume care îmi vine în minte este Marius Ghenea, deoarece el se implică foarte activ în momentul ăsta în piață, atât la evenimente, are o carte pe care o recomand cu toată căldura pentru că este foarte bine structurată și de la care, într-adevăr, eu recomand că poți învăța extraordinar de multe. Chiar acum 2 zile am recomandat unui bun prieten să facă pasul și să-l urmărească măcar pe Facebook, dacă nu chiar să se ducă la evenimente și cursuri. Cu siguranță ulterior există MBA-uri la care poți să mergi și să faci mult mai aprofundat, dar aici deja ar trebui să rostim probabil niște nume de universități, companii și să rămânem în zona asta. Ai oameni de business pe care îi admir foarte tare în România? Pentru că la nivel internațional avem o paletă mult mai amplă din care am putea alege. Da, am oameni de business din România pe care îi admir. Sunt oameni de business atât din piața națională cât și din piața locală. Sunt oameni de la care eu am învățat, sunt oameni la care poate când eram la începuturi mă uitam și ziceam, ok, uite, oamenii ăștia muncesc și fac niște lucruri extraordinare. Pot să dau și niște nume dacă e indicat, deși în momentul în care am să fac lucrul ăsta și am să rostesc niște nume, mi-e frică cumva să nu prejudiciez și să am atât de mulți oameni în jur, în special, oameni cu care poate chiar și astăzi m-am întâlnit și am avut o discuție și pe care îi apreciez. Sunt în general oameni tineri, sunt undeva între 35 și 41 pic de ani, sau poate ceva mai mult spre 50, foarte dinamici, care călătoresc mult, care au adus foarte mulți bani către Iași, care au angajat și au format specialiști și, într-adevăr, învăț de la ei tot timpul. Cred foarte mult în mentorat, în transferul ăsta prin mai direct de knowledge. Pe lângă, așa cum ziceai, studiu individual aprofundat, cursuri și aici sunt un pic fanatic, să zicem, merg frecvent la cursuri. Recomand tuturor să facă lucrul ăsta pentru că e o formă de a evolua structurat mult mai rapid. Spuneai ceva mai devreme despre faptul că acești oameni pe care tu îi admiri au crescut și oamenii din jurul lor. Deși sunt destul de mulți angajatori care poate consideră că atunci când îi dai un input foarte mare unui angajat, el la un moment dat, crescând foarte mult, să fie tentat să plece. Cum privești lucrul acesta? Pentru că știu că voi aveți o filozofie de business diferită în companie. E adevărat că organizația din care fac parte este o organizație deschisă, în primul rând. Credem foarte mult într-o structură de tip flat, adică nu avem o organigramă cu subalterni. Există manageri, e adevărat, dar rolul lor de manager este asupra unei arii funcționale. Dar asta e mai puțin important. Mai important este faptul că, într-adevăr, trebuie să investești în oameni de valoare și când zic trebuie, mă refer că întreabă orice organizație trebuie să facă lucrul acesta și trebuie să ai în vedere că, de fapt și de drept, parcursul fiecăruia dintre noi este spre mai bine, spre a evolua și cred că este firesc că la un moment dat oamenii aceștia să plece, fie spre a deveni antreprenor la rândul lor, fie spre niște poziții, poate niște companii internaționale sau companii mai mari. E un lucru firesc, face parte din viață, iar asta nu înseamnă că legăturile formate în cadrul organizației se pierd, ci din contra pot duce la parteneriate mult mai puternice. Cred că e foarte important să pleci cu mintea deschisă la drum și să nu pui bariera asta că, domnule, ok, trebuie să facem lucrul ăsta pe viață. Putem să facem lucrul ăsta pe viață împreună, dar nu neapărat în cadrul aceleași organizații. Și sunt foarte multe cazuri și să văd, cel puțin în industria noastră, de oameni care pleacă, se duc în zona de antreprenoriat, lucrează tot cu compania mamă o perioadă bună și compania îi susține pentru că are încredere în ei, sau de oameni care pleacă în alte țări din companie și păstrează relațiile sau poate chiar aduc plus valoare mai mare de acolo.
pentru că vorbeam de echipă, de personal, de oamenii din firme. Am avut o invitată dintr-o agenție de creație care mi-a explicat cam cât de deasă este sita de intrare la ea în agenție, un proces de recrutare extrem de laborios. Sunt curioasă, în cazul în care Delian Coroamă vrea să angajeze pe cineva, la ce se uită? În primul rând se uită într-adevăr la filtrele pe care colegii le-au impus și le-au făcut posibile. Ne face o detaliere? Da, astăzi nu eu recrutez. Pot să am un cuvânt într-adevăr de spus, în schimb colegii mei recrutează singuri și stabilesc bugetele singuri pe posturile pe care ei au nevoie în echipele respective. Îți spuneam că suntem o organizație flat și atunci fiecare își recrutează ce oameni are nevoie. E adevărat, avem o cultură organizațională și contează pentru noi foarte mult două aspecte. Unu, ca oamenii care vin să fie profesioniști sau dacă încă n-au ajuns la un nivel foarte ridicat, să-și dorească foarte mult să facă lucrul ăsta și doi, oameni care sunt dornici să inoveze și să învețe în permanență, respectiv să fie deschiși să intre într-un plan de învățare și de dezvoltare și să fie deschiși la provocări. Ideea de a fi profesionist, de a avea experiență, este una destul de dezbătută în piață. Yes. Pentru că îți dorești o echipă tânără, dar pe de altă parte îți dorești ca ei să fie înmagazinat deja câțiva ani prin alte companii sau ca freelancer. Cum se îmbină aceste două cerințe aparent antagonice? Depinde foarte mult de proiect și de nevoia strictă la momentul respectiv. Dacă ai un proiect punctual în care ai nevoie de o anumită expertiză și fără de care nu poți să faci start, atunci cu siguranță este necesar un bagaj foarte solid de cunoștințe. Dacă, în schimb, și aici de obicei strategia noastră este pe minim 2 ani când recrutăm, te uiți într-adevăr la potențial, te uiți la ceea ce a făcut inclusiv în momentul în care era student, adică, ok, a fost activ, a participat în organizații studențești, a participat la evenimente, a fost activ, a fost într-un internship, a făcut un curs, a făcut o practică undeva, poate o practică chiar la noi, pentru că noi aici avem o politică foarte deschisă și primim în practică studenți, tocmai pentru a le da posibilitatea să vadă ce înseamnă mediul ăsta și sunt niște lucruri care îți aduc foarte mare satisfacție în momentul în care vezi că vine cineva în practică și când pleacă, pleacă cu o bucurie și cu o mulțumire sufletească și îți spune wow, mulțumesc, m-ai ajutat să-mi găsesc ce aș fi vrut să fac în următorul pas. Dacă ar fi să trecem prin lentila angajatului, ce crezi că își doresc tinerii din ziua de azi, această expresie clișeică de-a dreptul, dar extrem de actuală, de la un loc de muncă? Cred că în primul și în primul rând posibilitatea de a se dezvolta și de a avea de la cine învăța. Cred că în special sunt foarte dinamici, știu foarte bine ce vor și în majoritatea cazurilor nu vor să stagneze, ceea ce pentru noi este foarte bine pentru că nici noi nu vrem să facem asta și parcursul nostru este unul destul de fulgerător așa în sus, chiar dacă se întinde pe 10 ani, a fost mereu în creștere și de la an la an lucrurile au evoluat din ce în ce mai mult. De exemplu, de luni ne extindem pe încă un etaj și lucrurile se întâmplă foarte repede în industria noastră. Uite, dacă tu poți să te extinzi pe încă un etaj, eu nu pot să extind prima parte a emisiunii noastre. Domnul și domnul, o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio. Delian, pentru că o imagine face cât 1000 de cuvinte, să știi că am complotat alături de colegii tăi și am obținut niște imagini din interiorul companiei. O să-mi rog colegii să mă ajute cu suportul vizual. Și o să te rog, așa la prima vedere, să comentezi puțin și să ne explici cam ce se întâmpla acolo. Ok. Să vedem despre ce e vorba. Ok. Da. O serie de evenimente, atât externe, să zicem, la care noi am participat. Unele din ele sunt, sau majoritatea sunt în București. Am văzut acolo un târg de tehnologie la care am fost, un eveniment la Hilton în care am fost invitați ca și speaker.
Aici tocmai ce a fost o imagine în care vedeți cum lucrăm noi, respectiv într-o cameră virtuală, nu aici, ce se vedea mai înainte cu Ciprian și cu Ștefan. Vlad, explicând colegilor într-o retrospectivă, sau mă rog, încercând să obțină de la colegi, apropo, Marius Ghenea, chiar la un curs la care am fost recent, colegele mele, Andreea, Madalina, un alt eveniment la care am tot fost, Iulian, un prieten foarte drag și un consultant foarte bun cu care am lucrat și ne-a ajutat, Ciprian, care cred că este de fapt artizanul, cel care a trimis imaginile din moment ce el apare destul de des, team building-uri, oameni frumoși, multă verdeață, echipă tot timpul, indiferent că e la birou sau în exterior. Foarte multe evenimente cu dulciuri, de acolo am și ajuns să fiu dependent, încât ajung să mă prezint la întâlniri și să le spun oamenilor: bună ziua, numele meu este Delian Coroamă și sunt dependent de ciocolată. Da, mulți oameni frumoși, veseli. Asta a fost o chestie teribilă. Voi mai și munciți la birou, nu? Mai și muncim, da. Da. Ultima imagine sau ultima filmare e despre noi, aruncându-ne cu ochii închiși în brațele colegilor. Și a fost o senzație extraordinară să știi că, într-adevăr, cineva este acolo și că, indiferent ce ar fi, chiar dacă ești legat la ochi și cazi cu spatele, cineva te prinde. You're taking a leap of faith, cum s-ar spune. Yes, indeed. Delian, da. Cum ai gestionat creșterea echipei? Pentru că știu că s-au întâmplat lucrurile destul de lent în prima fază, după care totul a culminat cu creșterea business-ului, extinderea către București. Nu ți-a fost greu? Am avut și am în permanență oameni foarte valoroși în echipă, pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum s-au văzut în imagini, foarte mulți parteneri cu care lucrăm și cu care ne sprijinim în diverse domenii. Noi îi sprijinim în anumite segmente. Consultanți din domeniul de business, de management, consultanți în domeniul vânzărilor, agilizării. Exemplu, acum 2 ani am avut un proiect extensiv cu o companie foarte mare în domeniul de audit, management și creștere financiară. Anul trecut am lucrat cu o companie în zona de agilizare și de implementare de tehnologii internaționale. Pentru definirea termenilor, explică agilizare, pentru okay. că sunt sigură că... E o metodologie de lucru internațională care zice că, de fapt și de drept, cel mai important lucru este ceea ce aduce clientului business value. Și când zic clientului, nu doar clientului nostru, ci și clienților clientului acestuia. Am avut inclusiv trainer din UK, aduși pe diverse tehnologii. Anul ăsta, iarăși, investim destul de mult în tehnologii noi, în traineri, în tot ceea ce înseamnă o stare de bine și de inovație, pentru că fără inovație este foarte repede, poți să ieși din piață sau cel puțin stagnezi, iar pentru noi stagnarea înseamnă no challenge și înseamnă să ieșim într-adevăr din zona asta în care noi suntem confortabili. Să-ți adresez o întrebare pe care așa mă bănuială că nu ai mai primit-o. Dacă mâine ar fi ca printr-un concurs de împrejurări, să rămâi falit. Uh-huh. Care ar fi planul tău pe primul an de activitate? Și ce ai face? În momentul respectiv mi-aș spune așa, că sunt un om foarte bogat, chiar dacă n-aș avea o lețcaie, pentru că tot ceea ce am acumulat, toate experiențele, toate învățăturile, mă fac să pot să fac aproape absolut orice, oricând, de la zero, făcând cu pasiune lucrul acesta. Ce aș face? Cu siguranță că ceea ce știu cel mai bine, pentru că în viață am trecut prin diverse... De aici probabil și creșterea mai lentă inițială a companiei, pentru că într-o primă etapă atenția mea era împărțită spre mai multe domenii de activitate, iar astăzi am învățat lecția asta. Bine, am învățat-o ceva mai de mult, dar aș recomanda tuturor să facă ceea ce știu ei să facă cel mai bine. Iar astăzi ce știu eu să fac cel mai bine este să automatizez procese de business și să ajut companiile să-și animeze vânzările.
Ce sfaturi ai da unui tânăr aflat la început de drum, care poate nu are nici skills-urile foarte bine dezvoltate, dar are foarte mare pasiune, energie, pentru că știm că asta noi încercăm să o ajustăm cu mici input-uri, dar odată ce responsabilitatea crește, practic se produce și o migrare a forței pe care o avem către mai multe domenii, că e vorba de team management, că e vorba de business management, pentru că ai și zona financiară, ai și oamenii din companie. Atunci când ai un business de anumite dimensiuni, o privire holistică este ceva mai dificilă, dar complet necesară. Cred că cel mai bun sfat pe care l-aș putea da, bine, asta e perspectiva mea, este să privească cu atenție, să se privească pe ei înșiși cu atenție, să se uite bine la ei în interiorul lor, să găsească lucru care îi motivează și să-și stabilească un obiectiv din asta, să nu gândească pe o perioadă scurtă, ci să gândească minim pe 5 sau 10 ani în față. Dacă cu e mediul posibil. De business așa fragil ca la noi? Da, dar când zic să privească, nu zic să privească în creionarea unei companii, pentru că ei nu vor avea experiența de business pentru a creiona o companie și a se gândi ce departamente și ce fluxuri de lucru și ce fluxuri operaționale vor avea, ci să se privească unde vor ei să ajungă peste 10 ani. Și plecând de acolo să fie foarte focusați și foarte curajoși și, bineînțeles, să nu abandoneze la primele eșecuri. Pentru că, de cele mai multe ori, lumea abandonează la primul eșec, dar asta este un lucru bine. Asta înseamnă că persoanele respective nu sunt cu adevărat antreprenori și, probabil, locul lor e în altă parte. Sunt oameni care se descurcă foarte bine în postura de angajați, având niște salarii generoase, da. Pentru că fiind antreprenor îți asumi totuși niște riscuri fabuloase. Practic vii cu tot ce ai acasă, investești pentru o idee și plătești cu ferii de viață, practic, cam tot ce se întâmplă acolo. Și pentru că vorbim de viață și de feliile din tortul acesta existențial, cum găsești balanța între muncă și viața de familie? Pentru că știu că ai o soție foarte frumoasă și un junior acasă. Îți mulțumesc. Cu înțelepciune. Și că înțelepciunea vine după ce ai greșit mult. Nu, cu înțelepciune, cu răbdare, cu focus și fiind prezent. Cred că cel mai important este să fii prezent în fiecare moment acolo unde ești. Ce le recomand totuși celor care par a nu găsi această balanță, pentru că fie că au plecat de la muncă, fie că sunt acolo, există această absență. Practic, toată energia și-o canalizează către proiectele firmei, gândindu-se că, bun, copilul meu este mic, acum are un an și jumătate, nu înțelege mare lucru. Dar când o să aibă 18 ani și o să am o groază de bani și o să pot trimite la cel mai scump colegiu, atunci mă va aprecia. Pierzând, în schimb, acest pierzând, timp. Probabil, etapa poate chiar cea mai importantă. Ce să le zic? Trebuie echilibru, într-adevăr. Revin asupra cuvântului înțelepciune, pentru că asta înseamnă să se uite cu atenție în ambele zone și să decidă și să facă lucrurile care sunt cele mai bune, astfel încât să existe un echilibru. Acum, pentru fiecare echilibru e diferit. Oamenii sunt diferiți, valorile care îi mână într-o direcție sau în alta sunt diferite, astfel încât e destul de greu să dai un sfat general. Da, e dificil să dai rețete. Sau e dificil să dai rețete. În schimb, cu siguranță, atâta timp cât îți dorești să ai, de exemplu, echilibru sau să găsești o balanță sau să pui lucrurile într-o zonă ok, cu siguranță vei ajunge să faci asta. Mai ușor sau mai greu, depinde de la caz la caz. Poți să ții un coach pe zona asta? Există trendul acesta? De ce nu? Că să spui, uite, vreau să aloc o oră pe săptămână să mă învețe cineva cum să gestionez situația. Da, eu nu am încercat lucrul ăsta, dar sigur sunt și de ce nu? Dacă asta te ajută să-ți fie mai bine, astăzi sunt coach cred că pentru orice, inclusiv pentru, nu știu, a conduce mașina. Bine, coachul ăsta era de la bun început, dar nu știu, cum să-ți legi șireturile, cum să-ți împachetezi hainele. Chiar un caz destul de interesant și un personaj extraordinar pe care l-am cunoscut și un prieten drag. Se ocupă în București de coach pe zona de garderobă și vine acasă și zice, mă, ok, să văd ce garderobă ai,
nu e ok, nu te reprezintă, sau uite, ok, astea le păstrăm, astea nu, vom cumpăra astea. Și e coach nu doar la nivelul de haine, ci chiar și de lifestyle. Un tip cu foarte dedicat și cu foarte multe informații. Deci, sigur că simt coach pentru orice. De ce nu și pentru iată că tocmai ai vândut pontul către un nou business pentru telespectatorii noștri. Dacă ceva mai devreme vorbeam de rețete, o să vreau să intru puțin în bucătăria vieții tale. Asta însemnând că, dacă ești de acord, să ne spui și nouă cam cum decurge o zi din viața ta. De muncă. Okay. Nu te întreb din vacanță, că acolo știm cu toții. Da, destul de structurat în majoritatea timpului, în sensul că e un program riguros pe care eu îl încep. Sunt matinal, de obicei la 8 sunt la birou sau mă întâlnesc cu cineva. Dedic o primă parte a zilei pentru situațiile rămase din ziua anterioară. Foarte multe discuții cu colegii. Întâlniri cu oameni valoroși. Știu că asta nu pare că înseamnă muncă, dar este muncă, pentru că de foarte multe ori parteneriatele ies din aceste întâlniri, discuții, inclusiv vânzările se pot încheia astfel. Aș putea să spun, deoarece sunt un tip foarte reguros, aș putea să spun chiar pe minută, dar evit să fac lucrul ăsta, pentru că nu sunt un model din perspectiva asta, dar da, la mine ziua este destul de bine împărțită pe ore și doar ca o părere, prima parte a zilei este pentru lucrurile urgente sau care apar atunci și a doua parte a zilei este totdeauna dedicată proiectelor curente și inovației. În fiecare zi, minim o oră este destinată inovației. Mai exact, asta înseamnă dezvoltare de produse noi, dezvoltare de segmente noi de piață. Uh-huh. În fiecare zi avem focus minim o oră, dacă nu și mai mult, sau uneori zile întregi, destinate inovației, dar nici o zi fără a investi în inovație. Vorbind de inovație, este o carte intitulată Să nu mănânci niciodată singur. Cât de important este networking-ul în orice business? Cât la sută ar trebui să-și aloce un antreprenor să iasă cumva din, dacă îi putem spune, buclă de confort, okay, deși e greu să spui că a fi la muncă și să etapizezi mereu, să faci planuri, să faci scheme, înseamnă confort. Dar cât de important este să-și aloce timp și pentru zona asta, să ieși, să cunoști oameni noi din domenii total diferite, fără să încerca în prima fază să faci un pitch. Ok. Eu cred că rolul unui manager este de a lucra cu oamenii și că oamenii sunt lucrul managerului. Iar dacă el nu înțelege că ăla este lucrul lui, atunci foarte greu probabil va reuși, indiferent cât de bine înțelege el procese, operațiuni, fluxuri de producție. Astfel încât cred că ar trebui să-și dedice tot timpul lucrului cu oamenii. Indiferent că sunt oamenii din organizație, că sunt parteneri, că sunt furnizori, că sunt clienți, ăsta este lucrul unui manager și ar trebui să-și dedice tot timpul. Vorbeai de inovație, vorbeam de viitor și pentru că suntem pe ultima sută de metri cu emisiunea, o să vreau să te întreb cam care crezi tu că sunt domeniile de business de viitor în România în momentul de față? Dacă ar fi ca cineva să înceapă un business sau să investească într-un business, ce ai recomanda? Astăzi, cel mai rapid business este să se specializeze în GDPR, respectiv în nou regulament referitor la protecția datelor personale, regulament ce intră în vigoare începând cu 25 mai la nivelul întregii Uniunii Europene. Și aici cred că va fi foarte căutat, atât vor fi căutați atât ofițerii de date personale pe care anumite companii vor trebui să-i aibă în interior, vor fi căutați consultanții, vor fi căutate companiile dezvoltatoare de software, cum suntem noi, care ne-am specializat în zona asta de implementare a protecției datelor, conform regulamentului nou. Acesta sigur este business sigur și e acum. Adică dacă cineva vrea să facă ceva în segmentul ăsta, ar trebui să o facă și cât de repede. Pe de altă parte, este clar că lumea se îndreaptă spre digitalizare, asistenți virtuali, inteligență artificială și eu aici aș recomanda tuturor și în special tinerilor să facă,
să-și pună ideile în valoare, să aibă curajul să se asocieze cu alții și să creeze produse inovative, pentru că cel puțin aici, unde suntem noi, în Iași, este o piață, de fapt, este o zonă extraordinară, cu foarte mulți oameni capabili și valoroși, în domeniul IT în special, dar nu doar, și care au capacitate să dezvolte produse inovative și care pot concura cu produse internaționale. Delian, fiind presat de timp, o să pun o întrebare foarte punctuală la care vreau să-mi răspund foarte sincer. Care este lucrul de care ești cel mai mândru în momentul de față, din tot ceea ce ai făcut tu până acum? De oamenii din jurul meu. Pentru că oamenii din jurul meu sunt măsura experienței și a capacității mele. Și dacă oamenii din jurul meu sunt valoroși, prin ei sunt și eu valoros. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația în studio. Domnilor și domnilor, îți mulțumesc. Gratitudinea mea pentru că ați ales și iarăși să petreceți alături de noi o oră din timpul dumneavoastră. Vă urez o viață plină de sens și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, aici la TLM.